brânză topită, brânză topită care după ce care aceste săruri de topire, câte 3 sau 4 odată, se demineralizează organismul, ingrediente, uitați-vă aici, produs obținut prin topire, ingrediente, cașcaval 30%, apă, multă apă, grăsime vegetală, margarina. Deci am ajuns să avem margarină care să înlocuiască cașcavalul, brânza topită, brânzeturile în general. Și am prezentat brânza cu margarină, brânza topită cu margarină, untul cașcavalul, untul cu margarină, v-am adus produse aici. Deci toate au fost emisiuni. Acum margarina, de fapt, untul cu margarină este de fapt margarină cu puțin unt. Margarină cu puțin unt și să vedeți ce toxică este margarina, dar o să ajungem și la margarină. Este dezastru. Noi tot ce spuneți, domnul Diaconescu, am probat. Suntem singura televiziune din estul Europei și în Europa Centrală. Nu s-o mai abordat, iar în Occident au fost presiuni foarte mari, ca să nu spunem în America ce s-a întâmplat cu jurnaliștii care au încercat, sau specialiștii dați afară din servici, concediați, în Occident, dar în România, asta să vedeți, bine, la noi ce faci? Să ne arestiți, ne bage la pușcărie pentru un om ca Bocșan, asta este situația. Dar ne întrebăm dacă noi pățim așa, mai are cineva curaj din țară, de exemplu, un ziarist din Arad sau din, spuneți dumneavoastră, din Iași sau din, ca să, colțurile țării, când văd ce am pățit noi, cu probele pe masă, amendați de CNA, arestați de DNA, învinuiți, dosare penale, gata. Dopați de, cu inisium de guvern. Inisium băgat la greu. Mai departe. Haideți să vedem cu laptele cum rămâne. Așadar, când cumpărați lapte de la țăran, trebuie să vă asigurați că acel lapte nu este contrafăcut și este bun din punct de vedere al conținutului. Deci nici măcar de la țăran nu trebuie să fii sigur că e ok, precum și că provine de la o vacă sănătoasă. Mai greu asta, dar măcar atâta noi să vă avertizăm. Domnul Diaconescu, bomba secolului. Vă aduc acum, am anunțat-o la emisiunea Dan Diaconescu în direct acum aproape un an, la Dorna. Marea firmă la Dorna, care au fost luați de prezident, nu mai știu cum se cheamă, haideți să vedem exact, au sediu, produs de SECE Dorna Lactate și acționar majoritar la SECE Dorna Lactate ESA este Lactalisul din Franța. Deci oameni, dacă vin în România, e dublu comportament, dublu limbaj, dublă acțiune, în Occident ca în Occident, în România ca în România. Și am întrebat, n-au răspuns odată, am găsit cu caragenan, cu substanțe care n-aveau ce să caute în laptele cu cacao, s-au schimbat etichetarea, am avut o mare victorie OTV anul trecut, în 2009. Noroc că fără precedent. Fără precedent. Și scot domnul Diaconescu lăptic cu căpșuni. Lăptic cu căpșuni, domnule, uitați-vă aici. Deci după campania de presă, după ce se reetichetează și se reambalează acele produse găsite în neregulă, am confirmare, nu mă întrebați de probe, am confirmare. Domnul Bocșan, dacă vedeți emisiunea, arestați-ne acum și faceți-ne șantaj la Dorna, la cine vreți dumneavoastră, avem probe. Și scos lăptic cu căpșuni destinat copiilor, este văcuța și uitați copilul aici cum trage cu paiul din pahar, deci este produs destinat copiilor, domnule, și lăptic cu căpșuni. Nu spun gustul, ci poate să aibă lăptic. Și te aștepți ca să fie căpșuni. Hai să vedem pe conținut ce găsim. Lapte semidegresat, 1,5% grăsime, zahăr, preparat de căpșuni, 2%. Deci pentru 2% tu spui că ai căpșuni. Zahăr, apă, suc concentrat de căpșuni, câtă poți să ai în 2% din tot asta? Aromă, deci ai 2% căpșuni, dar trebuie să bagi și aromă. Aromă, colorant coșenilă, corector de aciditate, acid citric, caragenan. Mamă, câte euri! Știți ce înseamnă colorant coșenilă? Colorantul coșenilă este extras din gândacul pisat. Acidul citric este în topul substanțelor aditivilor cancerigeni, locul 3. Și caragenanul este E407, dacă să, doar numai puțin să vedem. Uite, la E100, deci tu ai colorat lăpticul ăsta, în loc să pui căpșuni cât trebuie acolo, ai pus 2% de nu știu ce acolo, ce aromă, așa, și culoarea de roșu la lăpticul la Dorna cu căpșuni, domnule, este, l-ai dat cu gândacul. Carminul de coșenilă, a spus că au coșenilă, da? Coșenilă, ce dăm la copiii noștri? Marea firmă venită din Franța, Lactalis, acționar majoritar la Lactate la Dorna.
Carminul de coșenilă, asta citim din Elena Orănescu, profesor universitar, doctor de chimie alimentară la Facultatea de Chimie Alimentară, singura din țară, la Galați. Carminul de coșenilă se găsește în corpul insectei femelă Dactylopius coccus coxta, care trăiește pe anumite specii de cactus. Este un colorant roșu, fiind extras din pulbere obținută prin zdrobirea corpului insectei, Dactylopius coccus. Omorârea insectei se face prin imersarea sa în apă fierbinte și uscarea la lumină solară, sau prin tratarea cu abur și uscarea în cuptor. Mămicuțule, ce-i face la gândacul ăla? Din extractul apos, alcool, apă sau alcoolic, este precipitat acidul carminic, coșenila. De asemenea, varietatea preparatelor comerciale este determinată de ionii de asociație a acestui colorant. Se folosesc aproximativ 70.000 de insecte, de gândaci, pentru a obține un pound, adică, ce frumos în engleză, un pound, 354 de grame de colorant. Se prezintă sub formă de solid, friabil sau de pudră de culoare roșie. Când am titrat eu și râdea lumea de mine, gândac pisat în salam, gândac pisat în lapte, gândac pisat în tot ce este colorat, în sucuri, cu roșu, carmin, e natural. Da, e natural, dar este din gândac. Extractul de coșenilă este în general un lichid de culoare roșu închis, dar care poate fi uscat pentru obținerea unei pudre. Oh, m-am mâncat niște pudră de gândac. Carminul este colorantul caracterizat prin culoarea sa intensă, roșu strălucitor și marea sa stabilitate. Rămâne foarte mult, mult și are culoarea aia roșu aprins la salam, de exemplu. Rămâne și multă vreme. Și la carne. Proaspătă. La carne, da, proaspătă. Dar la carne proaspătă, să după spunem. Zile. Da, e mai complicat. Și iată unde am ajuns, la risc. La risc, dintre coloranții naturale, acesta este singurul pe care Hyperactive Children's Support Group, cei cu ADHD-ul, nu-l recomandă copiilor să fie eliminat. De asemenea, au fost semnate cazuri de alergii, astme, erupții cutanate și rinite la consumarea acestui aditiv. Păi dacă mănânci gândac pisat, frate, iată ce spune profesorul universitar Elena Orănescu. Este considerat periculos de către unii autori care arată că acidul carminic sau coșenila poate distruge vitamina B12. Aceștia recomandă evitarea sa. Până în prezent nu se poate face cu certitudine o evaluare toxicologică a aditivului. Totuși există unele recomandări de a fi evitat de către suferinții cu Parkinson și Alzheimer. S-au înmulțit bolile de Parkinson și numărul de boli și Alzheimer. Domnul Diaconescu, este nenorocire. Ce ne spuneți dumneavoastră e comedie, ce venim noi din teren. V-am adus în singurul, suntem singurul post de televiziune din Europa Centrală și de Est, care venim cu probele pe masă și care suportăm cu stoicism sute de milioane de amendă de la CNA și dosare penale de la DNA, că și rimează. Mergem mai departe și veți vedea că în câțiva ani se va umple, inclusiv cu procurori, culoarul de oncologie la spital și cu astfel de oameni necinstiți, care în loc să se ducă să vadă ce se întâmplă cu atâția aditivi sau de parlamentari care nu vor să limiteze ce anume numărul de aditivi. Sunteți, domnule, de acord, domnule profesor Toma, domnule Rădulescu Dobrogea? Să limităm măcar numărul de aditivi? Sau să știm măcar ce aditivi sunt, pentru că multele dintre da, coșenilă. Alimente... Da, ci că coșenilă. Credeți, domnule, sau de coșenilă sau carmine, gândac, pisat? Sau e și un număr. Ce înseamnă e și un număr? Haideți să vedem cum stau lucrurile cu pateurile, știm, ce ingrediente conțin. Să trecem pe rând la toate categoriile alimentare. Să vedeți, chiar dacă evitați laptele sau mezerurile, nu scăpați de pateuri. Dar cele vegetale. Așadar, pateul este un preparat culinar de consistență cremoasă, obținut industrial. El a prezentat domnul Alupe de multe ori, din diverse ingrediente, cum ar fi carne de porc, de vită, de pește, ton, șuncă, ficat, unt, smântână, condimente, sare, aditive alimentare, arome. Iată o compoziție tipică a unui patei industrial de pasăre. Ficat de pasăre 20%, apă, deci foarte multă apă, carne de pasăre, ulei vegetal nehidrogenat, proteină vegetală din soia, amidon din porumb, sare iodată, condimente, amidon din grâu, extract din condimente, muștar, arome, stabilizatori, adică polifosfați E452, sirop de glucoză, emulgători, esterii glicerici ai acidului citric E472,
agenți de îngroșare, gumă Guar E412, gumă Xantan E415, antioxidanți... Acidul citric E312, care, domnul Deacoscu, începem, stop o secundă, îl găsim acum în înghețată, sucuri. Deci ăsta e peste tot. Peste tot. Dă seama dacă într-o zi ai mâncat din toate astea, un pate, are o grămadă, văd în el, are o... Vai, e de norocire, am găsit pate cu... Am găsit pate cu 20 de euro, domnul Deacu, făcut pe la, pe undeva pe la, pe la Sibiu. Pate de euro decât de carne. Și ăsta îmi plăcea și mie, da? Vai, nu, mă... Deci ăsta ar trebui să fie interzise, nu, domnul Lupe? Astea, când venim noi la putere, le interzicem pe toate, nu? Dar măcar limitate, bagi E330, da. E301, ia-ți vedem, câte mai are în el? Potențiator de aromă, monoglutamat de sodiu, E602, uite, e toată colorant colecția. Carmin, gândacul pisat, păi Dumnezeu să aibă culoare, de la gândacul pisat. Nitrit de sodiu E250, conține alergenii, soia, gluten, muștar, toate porcările le are pateul, văd. Doamne, doamne, doamne. Mergem mai departe de la pateuri, o să vedem și la stare cum stau lucrurile, fiindcă au întrebat telespectatorii despre stare, să vedeți și asta cât e de otrăvitoare, culmea, sarea în bucate, cum se spune, este de fapt o travă a românilor de zi cu zi. Și apoi o să încercăm să răspundem la fiecare, la fiecare telespectator în parte, așadar o să vedem directiva, deci avem 8 ani de la celebra directiva Guvernului Năstase în 2002, privind introducerea sării de bucătărie iodate, că vedeți, orice guvernant are un interes. De data asta aflați și dumneavoastră, măcar după 8 ani, ce a pus la cale atunci Guvernul Năstase, că și așa iubiți dumneavoastră mult, am văzut PSD-ul, 40% din români ar vota din nou PSD-ul, ca să vă bage iarăși sare cu o travă în dumneavoastră. Deci legea numărul 568 din 2002 obliga producerea și comercializarea numai a sării iodate pe teritoriul României. Guvernul iodează obligatoriu 20 de milioane de oameni, însă doar aproximativ 8.000 de oameni au nevoie de supliment de iod. Noi ceilalți, cum ar veni, n-aveam nevoie, dar ne-a băgat cu forța pe gât domnul Năstase, mă rog, PSD-ul, acest iod. După 4 ani de funcționare a nefastei hotărâri de guvern 568 din 2002, era exact anul când se închidea OTV-ul, în Mosava Avonlic de CNA și acum vedeți, și după aia DNA-ul a venit după 8 ani să ne închidă din nou, numărul cancerilor tiroidiene s-a dublat, iar numărul hipertiroidilor a crescut de la 3127 la 6387, declarat profesorul dr. Pavel Chirilă. Toate produsele alimentare procesate din România conțin sare iodată, pâinea, pateurile, produsele de patiserie, mezeluri, totul, astfel că aportul de iod în alimentația noastră este unul mult mai mare decât ne imaginăm. Asta pur și simplu fiindcă așa a dorit PSD-ul. Administrarea îndelungată a iodului se poate asocia cu inhibarea continuă a sintezei hormonale și cu apariția gușii cu sau fără hipotiroidie. Știți că și Traian Băsescu a fost operat de gușă. Asta i-a băgat-o Năstase, intenționat ca să-l omoare, dar ce vină aveam noi? Administrarea iodului la gravide poate produce gușă sau hipotiroidie la fetuși. Iodul din sare este instabil în mod natural, așa că se stabilizează prin iodura de potasiu și prin iradiere. Pentru că sarea fină iodată, pentru ca sarea fină iodată să nu se aglomereze la umiditate, adică să nu se coaguleze. Așa se pun antiaglomeranți, ca E535, E536. Aceștia sunt cianhidre, adică ferocianuri, care la temperaturi de 80-90 de grade Celsius se descompun. Este